Un bărbat a decedat și alți patru au fost răniți ieri în urma unui incendiu provocat de o explozie la rafineria Petromidia din Năvodari. Autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție, iar în zonă au fost mobilizate echipaje de pompieri, ambulanță și SMURD, dar și specialiști de la Agenția Mediului. Apelul de urgență a fost efectuat ieri în jurul orei 18. La fața locului au ajuns un număr impresionant de echipaje de pompieri, ambulanță și SMURD. A fost declanșat planul roșu de intervenție, iar patru angajați ai rafineriei au fost transportați la spital cu arsuri grave. Din păcate, unul dintre ei a decedat în spital în această dimineață. Starea lor, vă pot spune că unul dintre ei are arsuri în proporție de 90%, unul în proporție de 40-50%. Cel de-al treilea în proporție de 20% și cooperează. Este vorba de un angajat în vârstă de 48 de ani care a suferit arsuri de gradul 3 pe 100% din suprafața corpului, medicii fiind din start extrem de rezervați în privința șanselor lui de supraviețuire. Este un pacient critic, 100% ars, arsuri de gradul 3-4. L-am intubat, l-am ventilat mecanic, am ajuns în urgență, șansele sunt minime de supraviețuire. Dacă se stabilizează pacientul, va fi dus la București. Alți trei bărbați sunt internați în spital cu arsuri de gradul 2 și 3, starea lor fiind în continuare gravă. 20 de persoane se aflau în secția de distilare în vid în momentul în care a avut loc explozia, iar norul de fum s-a văzut de la distanța de câțiva kilometri. Din cauza furtunii din București, aparatele de zbor nu au putut fi ridicate, astfel că singura soluția a fost ca răniții să fie transportați cu ambulanțele în capitală. Pe lângă cei trei răniți grav au fost transportați la spital și alți angajați pentru intoxicație cu fum și gaze de ardere, starea lor de sănătate fiind stabilă.